mulțumim că ați venit la deschiderea celei de-a 5-a ediție a târgului Expofashion. De fapt, el ar trebui să schimbe denumirea într-un târg general în curând. Prea multe lucruri nu sunt de spus. În general am terminat tot ceea ce ne planificasem pentru această deschidere. N-am rezolvat încă cu vremea, dar avem promisiuni. Mă rog, sperăm ca în cursul zilei de azi, mâine, poi mâine, până duminică, să fie vreme bună și lumea să poată veni să viziteze acest târg. Aș vrea să aduc câteva mulțumiri, în primul rând noastră, presa, care ne-a ajutat în demersul nostru de a afla populația municipiului Roman despre ce se întâmplă aici, în piața Roman Vodă. Aș vrea să mulțumesc domnului primar și colegilor dumnealui administrației locale pentru deschiderea care au pentru în organizarea unor evenimente și aș vrea să aduc aminte aici că în această vară vom mai avea un salon auto, un târg de carte și în toamnă târgul de bunuri de larg consum. De asemenea, aș vrea să mulțumesc și să transmit felicitări domnului primar pentru modul cum am fost primiți de către toate departamentele și serviciile primăriei și încep aici cu poliția locală, departamentul de organizare evenimente, mă rog, serviciu economic, toate departamentele care am intrat în contact pentru a organiza în bune condiții acest eveniment. Și de asemenea pentru modul cum arată municipiul Roman. Vă mulțumim, domnul primar. Și vă rugăm să ne adresați câteva vorbe. Da, bună ziua, vă spun și eu. Iată, ne-a ajuns la cel de-al cincilea, la cea de-a cincea ediție acestui târg. Participă un număr de 51 de firme din 15 județe. Toți sunt producători autohtoni, ceea ce ne bucură. A fost și una din condițiile pe care le-am pus în discuțiile cu Camera de Comerț. Ceea ce mă bucură cel mai mult este că la acest târg putem găsi produse de calitate la prețuri avantajoase. Așa cum v-am anunțat și în conferința de presă, am fost unul dintre cei care am cumpărat de la acest târg și recomand cu căldură romașcanilor să achiziționeze produse românești, produse fabricate în România. Și așa cum a anticipat și domnul director Caravan, vom mai avea evenimente în colaborare cu Camera de Comerț și Industria Județului Neamț, astfel încât o gamă cât mai variată de produse să fie aduse spre romașcani. Și marile evenimente care au loc și în alte județe, în alte localități, să fie aduse și la Roman. Vă mulțumim, domnule director, și pentru cuvintele de apreciere la adresa colegilor mei. Le mulțumesc și eu pentru implicare și vă doresc să aveți parte de o activitate cât mai reușită.